Decesul solistei The Cranberries ar fi fost cauzat de o supradoză de medicamente. Citind o sursă din poliția londoneză, publicația Santa Monica Observer scrie că artista a murit din cauza unei supradoze de fentanil. În aprilie 2016, Prince a murit din cauza unei supradoze accidentale din același medicament. Pe 15 ianuarie, Dolores O'Riordan a fost găsită decedată în camera unui hotel din Londra, oraș în care se afla pentru o sesiune de înregistrări. Artista avea 46 de ani. Având în vedere supradoza de fentanil, poliția suspectează o sinucidere, dar așteaptă rezultatele testelor toxicologice. În 2013, Dolores a încercat să se sinucidă prin supradoză de droguri, spunând ulterior că suferea de depresie și că a avut o cădere psihică. Artista a fost căsătorită cu managerul trupei The Cranberries și a avut 3 copii.